Avem parte de zile de foc, oamenii din sate se luptă cu arșița cum pot. Unii dau mai des pe la fântână, alții stau închiși în casă. Mai greu le vine animalelor, dar și culturilor agricole care sunt grav afectate de secetă. Galina Pânzari spune că anul acesta vremea caniculară i-a afectat toate culturile din grădină, iar din cauza secetei i-a secat și fântâna. Nici un dram chiar nu a fost așa. Uitați-vă cartofle, ele s-au sucât tot. Și aici și acolo nici corpii n-ai. În fântână, vă spun că mălcă, curge, n-avem apă de vădat. În această situație sunt majoritatea locuitorilor din satul Elizaveta, municipiul Bălți. Pierii nu-ți fac, patlăjica nu-ți faci, pepilii nu-ți faci, ceapa anul ăsta nu nic. Și nici popșoii nu mergi, ia uitați-vă, nici popșoii nu mergi. Șed numai în casă, nu pot face nimic, că e cald tare. Această femeie zilnic își aduce animalele la adăpat în sat, la sute de metri distanță, întrucât pe imaș nu există nici urmă de gârlă. Că eu așa-i cu vaca mea și cu ea pe tot așa, am mult mania. Din cauza temperaturilor ridicate, unii oameni au probleme de sănătate. Fac tensiune de iese, da. Nu se mi dă din cauza căldării. Dar cum vă protejați? Stau acum la moment în apartament. Suntem la umbră mai mult. Duș facem, ce putem să facem? Așa în casă, știți, sunt cerbânt ca și șoferul așa cât de gros, el se cerbânt tare și în casă e o temperatură, tot e cald, doamne ferește. Specialiștii recomandă oamenilor să se protejeze în perioada caniculară și să evite expunerea la soare, mai ales în orele amiezii. Cei mai afectați sunt vârstnicii, copiii și adulții cu boli cronice. Persoanele care sunt supuse mai mult la soare pot avea amețieli, dezorientări, pot avea dureri de cap, puls mărit, transpirații, pielea rece, până și la pierdere de cunoștință. Republica Moldova se află sub cod galben de caniculă și pericol excepțional de incendiu până pe data de 6 august, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperatura maximă a aerului în următoarele zile va ajunge până la 38 de grade Celsius.